Virusul Zika a ajuns și în România. Primul caz de infecție cu acest virus a fost confirmat de Ministerul Sănătății. Este vorba de o româncă de 27 de ani care a călătorit recent în Martinica. Din fericire, tânăra s-a prezentat la spital imediat după ce au apărut primele simptome și este acum în afara oricărui pericol. Ieri Ministerul Sănătății a primit confirmarea existenței unui caz de infectare a unui cetățean român cu virusul Zika. Tânăra a contractat virusul după o călătorie în interes de serviciu în Martinica, unde a stat o săptămână. Femeia s-a prezentat la spital a doua zi după reîntoarcerea în țară, cu febră ușoară și erupții pe piele. Probele au fost prelevate la Spitalul Victor Babeș, iar diagnosticul a fost confirmat atât la spital, cât și la Institutul Cantacuzino. Diagnosticul a fost confirmat în sensul în care istoricul de călătorie într-o zonă cunoscută cu potențial de transmitere a acestui virus, simptomele acesteia și rezultatul evident pozitiv al analizelor susțin diagnosticul de infectare cu virusul Zika. Tânăra a fost externată din spital după două zile și este în afara oricărui pericol. Pacienta este acasă, este externată, simptomele deja au trecut, este într-o stare bună. Acest caz este unul izolat, spun oficialii, iar riscul ca acest virus să se transmită pe teritoriul României este minim. Nu vorbim despre o infectare pe teritoriul României și de un așa numit caz de import din zone de risc. Virusul Zika se transmite în marea majoritate a cazurilor prin înțepătură de țânțar, dar se poate transmite și prin contact sexual. Acesta se transmite în principal prin înțepătură de țânțar. Există și posibilitatea de asemenea de transmiterea virusului prin relații sexuale, respectiv prin sânge. Virusul nu se transmite pe calea aerului sau prin contact cu pielea. Infecția devine periculoasă în cazul femeilor însărcinate, deoarece virusul se transmite de la mamă la făt și există riscul ca nou-născuții să prezinte afecțiuni neurologice și malformații congenitale. Deocamdată nu există un tratament sau un vaccin specific împotriva virusului Zika. Tratamentul constă în repaus, odihnă, hidratare corespunzătoare și medicație care să înlăture manifestările bolii, că sunt ele febră sau dureri. Persoanele care urmează să călătorească în zone unde există riscul să fie infectate cu virusul Zika, spre exemplu cei care călătoresc la Rio cu ocazia Jocurilor Olimpice, trebuie să se informeze temeinic asupra riscurilor la care se expun. Dacă sunt respectate câteva măsuri simple, se poate reduce semnificativ riscul de infectare. Toate organismele internaționale includ în recomandări atunci când mergi în asemenea zone să folosești haine cu mânești lungi, pantaloni lungi și aceste substanțe care îndepărtează țânțarii.